Vedeți voi, dragilor? Ăștia sunt doi obleți și sunt frumoși. S-ar putea astăzi să fac o partidă de obleți și să fac și o frigare. Asta se numește surpriză atunci când dai la musculițe de oblete și vine un clenuț frumos. Vedeți musculița? Uite. E un cârlig numărul 22 de 6 mm. S-a agățat foarte bine, foarte frumos, creanul sănătos. E din ăla hiperactiv. nu e hiperactiv, dar oricum trag bine și astăzi. 31 august. 2022, ultima zi de vară, din anul 2022. Foarte frumos. Apa e scăzută, dar peștii, ce să zic, am prins și un avățel. Mi-au mai tras câțiva clenți și câțiva avați. Iar un pic mai devreme, în urmă cu vreo oră, am găsit un loc numai cu oblete. De fapt, scopul meu astăzi este să prind obleți și să fac cu Romeo, dacă va fi cu minte, am să fac cu el o frigăruie de obleți. Bineînțeles, dacă ne lasă și vremea, sunt mai mulți de dacă. Cum arată ok, la București dimineață am auzit că a plouat torențial. Da, nu e ceva de speriat. Aici au dat câteva picături doar. Apa mică a trebuit să mă bag prin apă. Mai este un băiat la pescuit mai jos. Practic traseul meu pe acolo trecea, dar pentru că pescuia el, am schimbat traseul. De fapt și la pod mai venise un pescar. Acolo cred că i-am încurcat eu lui traseul. În fine. Nu. Dar e loc pentru toată lumea. Asta e clar. Caut obletele în continuare. Cam asta vreau. Să pun mâna pe niște oblete. Ce noroc am.
Oh, ce frumos! Ce frumos l-am luat! Știam că e acolo, la popă. Știam pentru că m-a atacat mai devreme, la muscă. De-aia am și insistat. Foarte frumos ăsta. E o zi bună de clan, deși eu am venit la obletul. Și dau în continuare cu popărul și cu muște de... cu muște de oblete. Hai să le liberăm. Că nu prea ne interesează domnul Clean astăzi. Mușel. Frumos ce l-am luat. Deci i-am găsit pe lângă mal și sunt băgat în apă, ceea ce după unele teorii n-ar fi chiar grozav să stai în apă. Da, nici n-ai cum să accesezi locurile astea dacă nu vii pe aici. Ia să văd, să mai încerc o dată în jos. Nu trebuie să-i dau prea mult. Aha, piesă frumoasă am scăpat. Exact ca mai devreme. A tras foarte încet, deci nu a sărit pe muscă. Deci când am prins pe celălalt, nu pe ultimul, pe penultimul, a luat musca ușor, ușor, ușor și s-a scufundat cu ea. Și atunci eu l-am înțepat, dar am avut timp de reacție. Acum, am avut și acum timp de reacție, dar... s-a părut ciudat. O țesătură foarte ciudată. Uite, a luat, a scăpat. Dar asta n-a fost mare. A sărit din prima. Am găsit. Tras, l-am luat. La prima aruncare, dar ce-o fi asta? Vai, vai, vai. Ia uite tupeu obraznic, avat. La rotativă numărul 3, caperlan. Bune caperlanurile astea. Se apropie de Agria, v-am mai spus asta. Deci un avat foarte obraznic. Nu mai spun hiperactiv, că mi-au ia bobărnace. Nici nu este. Astăzi atac așa, ăștia care n-au ce face, care n-au servici. Oh! Nu știu dacă a fost pește. Greu. Aha, tras. A fost un pic mai sus. Uite-l, uite-l, uite-l cum a venit. M-a văzut. Ce atac. M-a atacat. Deci cred că e la care urmărise data trecută.